Să fie binecuvântat Domnul și cu ocazia părtășiei din această seară în mijlocul nostru. Înțeleg prin asta atât cuvintele noastre cât și starea noastră spirituală. Spun aceste cuvinte în acord cu tema lecției noastre, duhovnicesc sau firesc. Dumnezeu este slăvit de ființele din cer în permanență, dar El primește slava nu doar prin cuvintele lor, ci prin faptul că sfinții îngeri îi sunt credincioși, sunt și ei sfinți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim și noi. Omul duhovnicesc este sub autoritatea, călăuzirea și puterea Duhului Sfânt. Un om nu poate fi duhovnicesc înainte de primirea Duhului Sfânt. Doar prin nașterea din nou, odată cu acest debut al lucrărilor Duhului în viața unui om, omul se schimbă și viața devine nouă, duhovnicească. Omul firesc este supus rațiunii și cei mai grav supus poftelor și patimilor firii pământești. Și cei și mai grav este sub influența sau chiar sub posesia spiritelor rele. Așadar, omul duhovnicesc este omul lui Dumnezeu, omul firesc este lumesc sau chiar demonic. În Efeseni, capitolul 2, este scris cu referire la lumea asta și posibilitatea de a ieși din ea, de a deveni duhovnicesc. Citim de la versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Aceștia sunt oamenii ferești, descriși și în versetul 3, care trăiesc în poftele firii pământești, în voile firii pământești, în gândurile lor, fiind copii ai mâniei. Dar de la versetul 4 este scris că Dumnezeu ne-a iubit, ne-a înviat, și scrie în versetele următoare, dobândim drepturi speciale, continui de la versetul 18, căci prin El, prin Domnul Iisus și unii și alții, adică și evrei și neamuri, avem intrare la Tatăl într-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Adevărații oameni din casa lui Dumnezeu sunt oameni duhovnicești, cum scrie și în versetul 22, și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Tot pentru a observa cele două categorii de oameni, citim și în Epistola lui Iuda, capitolul 1, de la versetul 19. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftilor firii, care n-au Duhul și care n-au Duhul sunt firești. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, odată ce aveți posibilitatea aceasta. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Iată ce perspectivă binecuvântată. Cronologia vieții noastre începe cu pământescul, cu firescul. Noi toți ne naștem întâi în fire. Nimeni nu este prin nașterea naturală un om bun. Doar în urma nașterii din nou devenim oameni duhovnicești. Citim aceasta în Romani, capitolul 8, și haideți să ne verificăm dacă acesta este adevărul pentru viața noastră, viața de zi cu zi, nu doar viața de biserică. Romani 8, versetele 12 și 13. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. De ce să fim tributari lumescului sau chiar demonicului? Dacă trăiți după îndemnurile ei, adică a firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, adică faptele care în mod natural le-am face noi, veți trăi. Deci un om firesc poate deveni duhovnicesc, dar din nefericire și un om duhovnicesc, dacă nu veghează, poate redeveni om firesc, așa cum
S-a întâmplat cu galatenii. Au început în Duhul, de fapt au trecut de la fire la Duh și iar au vrut să revină în firea pământească. Se spune că cel ce a pictat un tablou cu Domnul Iisus și cu ucenicii a căutat oamenii potriviți ca să fie o imagine potrivită cu caracterele și voia să le schițeze. Și pentru Domnul Iisus îi trebuia o față blândă, o imagine plină de viață, de bucurie, de pace. Lucrând la tablou mai departe, a căutat apoi o imagine pentru Iuda. A găsit unul nervos, n-a fost nervos până la finalizarea desenului, se întrebe unul care e nervos tot timpul, unul care are o mutră de fiară și a găsit după un timp pe unul și se spune, eu nu știu dacă e exact, dar imaginea este interesantă, că interesându-se a fost exact omul care îl pictase înainte în figura Domnului Iisus Hristos. Frumusețea este să fi fost invers. Și am văzut și asemenea situații. Tineri în mod deosebit, înainte a fi născuți din nou, au o imagine de actor, de film, de rebedei, de bulevard sau de cartier. Și după ce sunt născuți din nou, după ce primesc Duhul Sfânt, când viața lor se schimbă, devin senini. Haideți să luăm pe rând cele două ipostaze și să observăm cu exemplele necesare pentru a putea trage concluziile, în primul rând în a ne putea examina pe noi. Acesta e rolul unui studiu. Și apoi să putem ajuta și la alții, să devină din oameni firești duhovnicești, iar dacă sunt, să se păstreze așa. Luăm întâi omul duhovnicesc. Omul duhovnicesc are o înțelepciune primită de la Dumnezeu, care este în acord cu planul său și care poate să interpreteze corect toate lucrurile. Asta e foarte important. Să fii la zi. Cum spunea un om care s-a întors la credință, dacă nu mă întorceam la Domnul, prost muream. Am citat cuvintele lui țărănește. Dar reale. Zic, nu știam. Care e adevărul? Nu doar că de unde începe viața și care este finalul omenirii, dar care e sensul vieții pentru fiecare dintre noi? Ce rost are să trăiești? Ce comportament trebuie să ai? În ce merită să investești în viață? Citim din 1 Corinteni, capitolul 2. De la versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți nu este o înțelepciune. Este o înțelepciune, scuzați, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Deci dacă Ana, Caiafa și ceilalți ar fi realizat, ar fi priceput scripturile, greșeala care o fac atunci ce partea scripturii împlinesc ei, n-ar fi făcut ce au făcut pentru nimic în lume. Dar nu și-au dat seama. Versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Adică nimeni n-a citit, n-a auzit și nu poate să-i debiteze mintea. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Deci, numai prin Duhul dobândim asemenea înțelepciune. Altfel, ne frământăm cu teoria evoluției, ne frământăm cu politicul, cu economicul, sperăm la o lume mai bună, investim doar în plan medical, să trăim bio, să ne lungim viața. Toate acestea sunt nimicuri pe lângă adevărul Bibliei care ne descoperă mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, care ne descoperă cum trebuie să trăim. Să ne ajute Bunul Dumnezeu dacă am primit înțelepciunea aceasta, dacă Dumnezeu ne-a deschis ochii și mintea, să o păstrăm, să o folosim, să nu fi primit în zadar această înțelepciune. Ce ar folosi cuiva
să afle unde este o comoară, dacă el nu se duce la ea, să o dezgroape, dacă pune la îndoială. Așa sunt oamenii care au aflat despre împărăție și nu cred. Ce ar folosi cuiva un medic să-i prescrie tratamentul ideal și să-l salveze viața? Și el să nu o facă. În al doilea rând, omul duhovnicesc are pasiuni duhovnicești și este capabil prin Duhul să facă fapte plăcute lui Dumnezeu. Știți, faptele sunt făcute ca să umblăm în ele. Un astfel de om trăiește în așa fel încât este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor, în sensul că le face bine și n-au cum să nu observe bunătatea, credincioșia și toate celelalte care izvorăsc din prezența divină în viața lui. Pentru astfel de oameni este scris ceea ce citim în Tit, capitolul 2, de la versetul 1, unde sunt surprinse câteva categorii de vârstă, pentru că în orice etapă a vieții putem să fim duhovnicești. Tit 2 cu 1. Tu însă vorbești lucruri care potrivesc cu învățătura sănătoasă. Observați, totul pleacă de la a înțelege corect lucrurile. Mai întâi Duhul ne dă înțelepciune, apoi ne dă harul unei trăiri frumoase. Spune că cei bătâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare, trece la femei. Purtare cuvincioasă, nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Adică oamenii știu că și cuvântul este bun și dacă nu văd o practică pe măsură, vor spune ce e asta. Teorie fără practică. Urmează sfaturi pentru predicatori, sfaturi pentru angajați, versetele 9 și 10, și apoi la modul general citesc de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea, deci mai întâi ne învață, apoi ne împuternicește, asta înseamnă să o rupem, avem putere, și cu poftele lumești și gata cu firescul și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Spuneam și de fapte bune, adaug versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, adică să nu ne mai fie imputată nicio vinovăție și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Doamne, ajută-ne! Deci faptele bune sunt făcute de un om duhovnicesc, nu de datorie, nu la schimb ca la păcătoși, ci din pasiune. Devine o natură specifică unui asemenea om. De aceea, oamenii duhovnicești sunt în stare să facă bine și la cine le face rău. Pentru că le intră în natura lor. După cum oamenii care sunt demonizați fac rău chiar și la prietenii lor uneori. La cei mai dragi, pentru că aceea le este natura. De asemenea, omul duhovnicesc, pe lângă o viață frumoasă, faptele care însoțesc mântuirea, este capabil să primească daruri duhovnicești și poate să efectueze slujbe sfinte. Citim din Romani, capitolul 7, versetul 6, că de îndată ce devenim duhovnicești, știți, refacerea părtășiei cu Dumnezeu ne dă acces la El și devenim preoți. Ceea ce înseamnă slujire sfântă. Roman 7 cu 6. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, nu după vechea slovă. Adică doar că s-au modificat ceremoniile acelea, dar s-a modificat natura noastră. Putem să slujim într-un mod plăcut lui Dumnezeu. De aceea este scris în 1 Corinteni 14 cu 12 să ne rugăm ca să fie daruri duhovnicești care nu pot fi
date de Domnul decât oamenilor duhovnicești. Numai ei pot să opereze cu ele. Pentru că trebuie gândire duhovnicească, comportament duhovnicesc. Doamne, dă aceste haruri poporului Tău. Și un al treilea aspect la cei duhovnicești, să nu fim înțeleși greșit. Deci un om duhovnicesc are o gândire duhovnicească, are un comportament duhovnicesc, dar are și luptele lui. Omul duhovnicesc are ispite. Le va birui, începând cu gândirea. Își va controla poftele. Aici, tot numai Duhul ne ajută. Noi nu suntem duhovnicești prin proprii puteri. Și trebuie să admitem că toată viața vom avea lupte spirituale. Iată câteva referințe biblice pe tema aceasta, Roman, capitolul 8, de la versetul 1. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, deci nu mai sunt de condamnat, dar de ce? Nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, dar le au? Da, le au. Ci după îndemnurile Duhului, de acestea ascult. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos, Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Dar cum? Pentru că trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Deci gândim bine când ascultăm de Domnul. Altfel, putem gândi și rău. Ne comportăm frumos când îl ascultăm pe Domnul. Dar putem să vorbim nepotrivit, putem să facem fapte rele. Depinde de modul în care vom birui împotriva ispitilor și poftilor care vin peste noi. Iată de ce este necesar să ne ținem de adunare, să citim în Biblie, să cântăm, să ne rugăm, să postim, să fim biruitori. Știți întâmplarea aceea cu un om care avea doi câini și parea care câștigă? Și de fiecare dată el câștiga. Cineva și-a dat seama, păi normal, câinii sunt ai lui, pe care pune pariu, pe acela îl hrănește. Care vrea să piardă, îl înfometează. Așa e și cu noi. Vrem să câștige Duhul, îl alimentăm. Nu-l alimentăm, firea se alimentează singură. De altfel, de fire nu prea uităm noi. Să mâncăm, să ne odihnim, să bem apă și să... Acestea sunt necesități, dar și acestea trebuie să aibă limitele lor. Nu va putea unul să spună, mie așa îmi place să beau puțin tărie. Dar e vorba de alte pofte, ale ochilor, ale vorbirii, păcate care apar. Noi sau de noi depinde dacă vom birui în această luptă sau nu. Iată ce scrie tot în Roman, capitolul 13, versetul 14. În aceeași idee a întăririi în Duh, cum scrie despre Domnul Iisus că se întărea, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele. Deci, surorilor, nu în frumusețări excesive, că vă treziți poftele mândriei. Tinerilor, nu purtați grijă de firea pământească, să arătați voi așa ca niște luptători de elită, că vă treziți poftele. De o natură sau de altă. Și pierdeți bătălia spirituală. Dar cea mai importantă bătălie este de la nivelul gândirii. Mintea e cel mai important organ digestiv. De mâncat noi mâncăm cu mintea. Mintea spune când se postește și când nu se postește. Mintea e cel mai important organ sexual. Totul pleacă de la minte. Și așa mai departe. Dacă în minte am câștigat bătălia, trupul se supune. 2 Corinteni, capitolul 10, prezintă bătălia la nivelul gândirii. Citim de la versetul 2, 3. Ca să punctăm doar ceea ce avem nevoie, măcar că trăim în firea pământească,
Mai înainte Pavel vorbise despre el, dar acum generalizează. Totuși, nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele care ne luptăm, noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice. Și noi avem ca arme, rugăciunea, post, citit Biblia, ce vă spuneam, descoperirile sfinte și așa mai departe. Întărite e Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime și care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, asta dacă știm Biblia și dacă avem cunoștință, altfel nici nu știm ce e bine și ce nu e bine. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Da, deci se poate. Dacă suntem întăriți, cum spune și în Efeseni 6, luați armătura să puteți face față. Fără armătură, du-te pe front cu fluierul. Nu merge. Îți trebuie arme. Altfel nu se poate. Și unii riscă, dar pierd. Încă un citat în aceeași temă, 1 Petru, capitolul 4. Din nou ni se vorbește de câștigarea bătăliei pentru a fi duhovnicești, începând de la minte. 1 Petru 4, 1. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Cum adică? Se explică această exprimare. Domnul singur a acceptat să moară. Și noi singuri, cum spune Roman 6, să ne socotim morți. Gata cu firea, nu-i dăm niciun drept. Căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Adică cel ce decide să-și suprime poftele firii, nu păcătuiește. Pentru că în vremea care mai rămâne trăit în trup, trăim în carne, ca și până înainte de a ne întoarce la Domnul, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Versul 3, e foarte practic apostolul. Ajunge în adevăr când trecut ați făcut voia neamurilor. Adică oamenii te cheamă, hai, că așa vrea cineva, să mergem, că așa am fost obișnuiți. Și a trăit în desfrânări, pofte, beții, ospețe, chefuri, slujiri, dolești, neîngăduite, toate acțiuni firești. Și acum zice versetul următor, se miră, că de ce nu mai participăm? Simplu, nu mai suntem firești și prin harul Domnului am devenit duhovnicești. O, de-ar fi pe deplin așa. Iată și două exemple. Credincioșii din biserica din Ierusalim. Ne referim la prima generație de credincioși. Citim despre ei în cartea Faptele Apostolilor câteva referințe. Începem cu capitolul 2, versetul 4. Zilele astea s-a citit de aici. Vă rog, observați cum îi descrie Luca pe acei credincioși. Dacă s-ar scrie o epistolă despre noi, s-ar putea scrie ceva de genul acesta. Fapte 2, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Spontaneitatea acestor manifestări la oamenii duhovnicești. Versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică, versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau goarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Așa se comportă oamenii duhovnicești. Și mă adaug ceva despre ei, capitolul 8, versetul 4. Spuneam că oamenii duhovnicești nu doar că trăiesc frumos, sunt implicați în activități sfinte. Asta e viața lor, 8 cu 4. Cei ce se împrăștiaseră cu ocazia prigoanei. Domnul le-a spus, când vă vor prigoni într-o cetate, să plecați în altă. Mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Deci limbajul lor era unul duhovnicesc și le plăcea să vorbească despre lucrurile sfinte. Facem și noi? Dacă facem, suntem duhovnicești. Și un exemplu individual, Barnaba. Ne întoarcem la fapte 4. De la versetul 36.
Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tâlmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, e prezentat aici ca unul care a făcut și el ce făceau ceilalți. A contribuit la nevoile comunității frățești. Dar, întorcând paginile, citim în capitolul 9, versetul 27, că a fost omul de legătură între proaspăt convertitul Saul și ceilalți ucenici. Omul duhovnicesc are o percepție. El a înțeles că Saul are o convertire autentică. 9:27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damas propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. Și acum alte detalii, capitolul 11, versetul 22. Vestea despre ei, despre credincioșii apăruți în provincie, a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adaos la Domnul. Din nou l-a căutat pe Saul, l-a dus din Tars în Antiohia, acolo au stat un an de zile, au studiat sistematic, s-au rugat mult și scrie în capitolul 13, versetul 2, că pe când slujeau și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci iată cum omul duhovnicesc s-a maturizat și a fost mandatat în lucrare. Și ce frumos scrie în versetul 4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt, oamenii duhovnicești au trimitere. Au plecat cu o adresă exactă, așa a început prima călătorie misionară a apostolului Pavel și a colaboratorilor săi. Să trecem la omul firesc. Îl afișăm doar așa ca să ne ferim. Și dacă mai sunt accente firești, dea Domnul să dispară. Cum zice versul românesc, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Omul firesc, în primul rând, nu are o înțelegere corectă, cum spuneam că omul duhovnicesc o are, și cei de reținut, omul firesc, și dacă ajunge prin logică, la nivel rațional, să înțeleagă ce e bine, nu poate să facă. Și ca atare, nu poate fi plăcut lui Dumnezeu. Asta scrie foarte clar în Romani, capitolul 7 și 8. De aceea, un om care nu-i născut din nou, care nu-i întors la Domnul, chiar dacă face fapte bune, ele sunt doar așa, să-i răsplătească Dumnezeu aici. Nu sunt valide pentru ca acea persoană să fie mântuită. Romani 7:5. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimele păcatelor atâțate de lege lucrau în mădurarele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar ajunge la o convingere acest păcătos, cum scrie în versetul 14. Legea este duhovnicească, dar e o problemă. Eu sunt pământesc, vândură-o păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acesta e omul firesc. Nu știe și chiar dacă știe, nu poate să facă. N-are putere. Face pe unele, nu le face pe altele. Iubește pe unii, nu iubește pe alții. Face azi, nu mai face mâine. Depinde de cine, cum, de starea care o are. De aceea scrie în capitolul 8 de la versetul 5, că astfel de oameni care ascultă de îndemnurile firii pământești, ale Duhului nu le au în ei, scrie aici în versetul 6, citim, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, versetul 7, umblarea după lucrurile pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu, și atenție, și nici nu poate să se supună. Deci când un om de lume spune că nu poate, e adevărat. Numai Dumnezeu poate să-i schimbe viața și să poată.
Numai în Hristos se poate spune pot totul. Omul firesc nu poate. Poate ce poate, dar nu poate nici măcar totul ce își propune. Citim și în Iacov capitolul 3 pentru a ne convinge mai mult. De la versetul 11. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară? Versetul 14. Dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, nu se poate să stea împreună un duc bun cu un duc rău. Nu se poate. Cum nu poate sta împreună apa dulce cu apa amară? Duc de ceartă, să nu vă lăudați. Versetul 15. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. În al doilea rând, să reținem referitor la omul firesc, că are o împotrivire în sine, declarată sau nedeclarată față de omul duhovnicesc. Pentru că este un contrast general între faptele firii și roada Duhului. De aceea lumea nu ne iubește. Îi deranjează un sfânt pe păcătoși. De aceea avem și noi conflictul în noi, pentru că în trup încă suntem carne păcătoasă. Conflictul acesta este în interiorul nostru și este în raport cu cei din jurul nostru care nu sunt duhovnicești. Un conflict permanent. Ce să mai spun de conflictul cu lumea spirituală? Noi am declarat pe față războiul diavolului. Domnul a trimis pe ucenici ca pe niște mii în mijlocul lupilor. Niciodată un lup nu va linge mielușilul ca oaia, numai așa dacă vrea să curețe carnea care s-a înghită. Lupul e lup. Haideți să fim conștienți de această realitate și să nu ne surprindă. Am întâlnit oameni care au zis, nu pot să fiu pocăit, că astea se leagă de mine, îi deranjează asta. Trebuie să fim conștienți că așa este. Dumnezeu poate să ne facă din dușman prieteni. Oamenii vor fi momente în care vor avea momente în care vor aprecia viața noastră frumoasă. Sau vor avea politețe, mulțumim Dumnezeu că trăim într-o democrație, nu un stat lipsit de legi. Dar, în fond, lumea, firea, diavolul are o reacție permanent adversă față de tot ceea ce este duhovnicesc. Citim aceasta în Galateni, capitolul 4 și apoi în capitolul 5. Cu 29. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc pegonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. E regulă generală. Deranjează duhovnicescul pe firesc. Capitolul 5, versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul, adică fiți duhovnicești și nu firești, nu împliniți poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului. Știți, Duhul îți spune stop la ceea ce e rău, firea spune vreau. Ca și un părinte care nu îl lasă pe copil să facă tot ce vrea, că nu totul este sănătos pentru el, dar copilul în firea lui își dorește și ceea ce e mai puțin bun. Firea pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul împotriva firii pământești, adică este ferm, se împotrivește. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Deci conflictul e permanent. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege, în sensul că noi împlinim sub puterea Duhului, nu doar a cerințelor externe, dar împlinirea legii lui Dumnezeu tot rămâne valabilă, cum am citit în Roman, capitolul 8. Și în continuare prezintă faptele firii pământești. Uitați-vă dumneavoastră la ele, de la versetul 19 la 21, și lista zice că e mai lungă și toți au aceeași soartă, și ce urmează de la versetul 22. Cum să se împace pisma cu dragostea? Cum să se împace mânia cu pacea? Și oricare le-am putea pune, cum să se împace preacurvia cu înfrânarea poftelor.
Ori, cum spunea Domnul Iisus, ori faceți pomul bun, ori pomul rău, căci pomul se cunoaște după roade, Matei 12 cu 33. Deci avem de ales. Aminteam înainte că trebuie să biruim în lupta asta. Mai întâi să ne învingem pe noi și apoi să rezistăm provocărilor din jur. Că altfel redevenim firești și păcatul ne cucerește lesne. Scrie, după ce se termină cele două liste de fapte ale firii și roada Duhului, versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, adică firescul nu poate fi ținut sub control numai în mod autoritar. Răstignire. Nu se poate altfel. Nu ne putem juca cu păcatul. Diavolul, cum spuneam, vine întâi cu păcate ușoare. Se spune că un african a prins un pui de tigru și l-a dus acasă să joace băiețelul cu el. S-a anunțat în trib și șeful de trib, ca un om care se considera responsabil de comunitatea sa, l-a chemat și a explicat. E tigru, auzi, e așa de drăgălaș, e numai cât o pisic, puțin mai mare. Și a repetat. Tigrii mici se fac mari și tigrii mari ucid oameni. Păcatele mici se mulțesc. E ca povestea cu ața. Rup câteva fire fără să fii Samson, nu? Dar dacă te înfășoară de 2000 de ori cu o ață, ce e un fulg de zăpadă, nu? Da, da, mai mulți fulgi de zăpadă opresc o locomotivă. Așadar, să fim categorici cu lucrurile firești. Iată și două exemple. Corintenii. Nu toți. Avem în biserica din Corint oameni firești printre oameni duhovnicești. Amestecați. Citim despre ei în 1 Corinteni, capitolul 3. Mă refer la cei firești. Cât despre mine, spune Apostolul Pavel, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ce a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos? Versetul 3. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi oameni lumești și nu trăiți în felul celorlalți oameni. Dar erau membri biserică. Le predicase Apostolul Pavel. Au fost botezați, am putea spune, la porunca lui. Capitolul 6. Ne prezintă pe unii care ne dreptățeau. Ajunseseră cu conflictele lor în instanță. Pavel le spune, rezolvați-vă între voi problemele, ba chiar mai mult, suportați o nedreptate. Și apoi vorbește în mod generalizat de la versetul 9, prezintă câteva categorii de păcătoși care nu vor moșteni împărăția Dumnezeu, fiind oameni firești, și versetul 11 zice, și așa erați unii din voi, dar unii nu mai erau, alții erau încă tot firești. De aceea spune el mai târziu în capitolul 15, spre rușinea voastră au spus unii care nu cunosc pe Dumnezeu. De ce? Aveau încă tovărășii rele. Da? I-am spus unui tânăr care voia de grab să-și convertească prietenii. Auzi, întâi întărește-te tu, cum i-a spus Pavel la Timotei, întărește-te tu în har. Și apoi, unii cred că pot ei să convertească toată clasa, toți colegii, toți vecinii. Am întâlnit unii care se apucă la trântă chiar cu duhuri. Nu, nu. Întâi să fim noi într-o stare spirituală bună, să fim atenți la anturaje, la implicațiile care le avem ca să putem rămâne pe poziție și apoi în măsura în care Dumnezeu ne va învrednici, vom sluji. Citește de 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20 și 21, pentru a vedea că erau între ei probleme grave, unii erau firești, am spune. 2 cu 20 prezintă câteva forme așa mai ușor de întâlnit, dar de nedorit, și 21 stări grave. Fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Și eu să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Și nu uitați, în biserica din Corint erau lucrările Duhului Sfânt. Dar între ei erau oameni firești.
Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dizbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngâfări, tulburări. Și teama apostolului i-a întemeiat, nu era el suspicios, fără motiv. Mă tem ca, la venirea mea la voi, să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte, atenție la vechile stări, și nu s-au pocăit de, iată, stări mai grave, necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Și astea au fost la membrii din Corint. Iată și exemple individuale, am luat două, Dima și Diotref. Dima este omul firesc care pleacă din adunare. Nu mai vine la slujbe, care plăcerile lui. 2 Timotei 4:10 zice, Pavel, Dima din dragoste pentru lume, m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Celălalt exemplu, Diotref, e mai grav. Rămâne în biserică. Ba ce e mai grav, a apucat în slujbă. Citim despre el cât era de firesc și totuși era într-o poziție de conducere. Și crea probleme mult mai mari decât cel ce a plecat. Cel ce a plecat, Dima, a fost și el o vreme slujitor cu Pavel. Dar s-a dus. Era o părere de rău, poate un nume rău pentru credincioșii de acolo, dar celălalt făcea rău în biserică. 3 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei. Și uneori oamenii firești țin la întâietate. Nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, că își neclevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, dar nici îl nu primește pe frați și împiedică pe aceia ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Ce trist! Firescul să îndepărteze duhovnicescul. Spunea un frate proroc despre o biserică unde au fost oameni credincioși și s-au făcut lucrările lui Dumnezeu. I-a apărut în vedenie sala de cult, la amvon era un steag alb, dar din lateral a venit un steag negru să-i dea o izbitură, n-a reușit din prima. Dar la a doua încercare l-a izbit de perete pe steagul alb și s-a așezat steagul negru. Și-a mai văzut la intrare în adunare un balansoar pe care era o maimuță. Și-a zis, cu biserica asta vor fi probleme. Iată că din nefericire se poate întâmpla și așa. Să încheiem responsabilizându-ne credincioșii, comunitățile frățești, trebuie să fie formate din oameni duhovnicești. Pentru asta trebuie fiecare să vegheze asupra lui și asupra celorlalți în măsura responsabilității, în măsura a ceea ce observă. Asta e foarte important. Spune în Romani 8:9, ăsta e un verset de referință, aș putea zice, de aceea l-am lăsat la urmă. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește, atenție, în adevăr, deci să fie adevărat asta, nu doar vorbă, în voi. Dar pentru a ne responsabiliza, cum spuneam, vă citesc din Evrei 12. Aici scrie să fim atenți că păcatul e pe teren, să vedem și să veghem să fie o atmosferă bună, citesc de la versetul 14. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Știți cum ne-a avertizat Domnul să fim atenți la două rețele prin care diavolul vrea să instaureze și lucruri păcătoase? E datoria noastră. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc, adică firesc, ca Esau, care pentru o mâncare și-a văzut dreptul de întâi născut. Deci întâi mi se cere aici să mă lupt eu, cum spune versetul 4, până la sânge, lupta împotriva păcatului, și apoi, repet, mă responsabilizează, mă autorizează ca să am grijă și de frații mei. De aceea cine vede un păcat în adunare, dacă se asociază cu el, dacă este indiferent, se face vinovat.
comunitatea de credincioși trebuie să rămână curată. În ultimă instanță, pe tine însuți păstrează-te curat. Dar tocmai în a te putea păstra curat, trebuie să ai în vedere să fii într-un mediu curat. Cine nu face curat în cameră, va putea să rămână cu haine bune și frumoase? Nu. Trebuie să fie curat scaunul pe care stai, patul în care te culci, masa la care te așezi și atunci poți să-ți păstrezi hainele curate. Deci este interesul nostru comun. Și să nu uităm, noi facem ce vrem, dar viața se consumă sub principiul semănării și secerării. Spune Apostolul Pavel, Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. La ce se referă? Cine seamănă în firea lui pământească. Adică lasă firea lui pământească să facă ce vrea. Când îi dai drept semeni, va secera din firea lui pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, cine investește, cine primește îndemnurile Duhului, câștigă bătălia spirituală, trăiește în fapte, are o slujire sfântă, va secera din Duhul viața veșnică. Ce frumos! Și când vorbește de învierea morților, Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, are câteva exprimări referitoare la trup, la finalul fizicului nostru. Că uneori trupul acesta ne creează mari probleme. Îi dăm niște drepturi care suprimă sufletul și nici pe trup nu-l fac mai sănătos sau mai fericit. Oricum, finalul trupului este putrezire, ocară, dar dacă suntem duhovnicești, citesc versetul 4-6, dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, întâi ne naștem în fire, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Acest pe urmă înseamnă când ne naștem de nou și mai înseamnă la revenirea Domnului când vom primi un trup duhovnicesc. Dar trupul duhovnicesc se oferă în final la omul duhovnicesc, doar n-a dat Dumnezeu trup duhovnicesc la omul firesc, că nu potrivește. Versetul 48, cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești, cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem șanse să primim un trup duhovnicesc. Zice în Romani 8 că și firea suspină. Vedeți natura asta, vin ploi, cataclisme, nici ea nu este lăsată liniștită. Tot datorită păcatului a fost blestemat pământul, a fost apoi blestemat omul. Când devenim oameni duhovnicești, ieșim de sub blestem și moștenim binecuvântarea. De noi depinde, este în joc eternitatea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu cu maximă seriozitate, cum spune Pavel, mă port aspru cu trupul meu, că altfel redevine firesc și îmi face probleme. Să fim duhovnicești în gândire, în comportament și în slujire. Amin.